În ședința ordinară de la finele lunii iulie, consilierii județeni au aprobat un nou proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2021. În cadrul discuțiilor au fost depuse două amendamente, însă doar unul a primit voturi suficiente pentru a fi aprobat. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2021. Comisia de Buget și Finanțe a avis favorabil. Aici sunt două amendamente. Un amendament al inițiatorului, domnul Samuel, o să dea citire, după care amendamentul domnul Peșcașu Ioan. Amendamente la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2021. Se completează hotărârea privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2021 prin introducerea după articolul 1 a următoarelor articole. Articolul 1.1. Se aprobă majorarea cotizației Consiliului Județean Călăraș la Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraș pe anul 2021 cu suma de 600.000 lei, de la 2.600.000 lei la 3.200.000 lei, cheltuieli ce vor fi, se vor finanța, care vor fi, sunt prezentate în anexa adresei acestei societăți, numărul 860/2021, înregistrată la Consiliul Județean sub numărul 11.798 din 21.07.2021. Articolul 1.2. Se aprobă majorarea subvenției la Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș pe anul 2021 cu suma de 50.000 lei pentru activități culturale și diminuarea capitolului Autorități Executive, salarii de bază cu suma de 50.000 lei, potrivit adresei de solicitare a Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Articolul 1.3. Se aprobă constituirea Fondului de Rezervă pentru trimestrul 3-2021 în sumă de 450.000 lei prin diminuarea capitolului Autorități Executive, salarii de bază cu suma de 450.000 lei. Articolul 2.1.3. Se alocă suma de 450.000 lei din fondul de rezervă constituit conform alineatului 1 Comunei Dragoș Vodă pentru achiziționarea containere săl de clasă pentru școala gimnazială numărul 1 Dragoș Vodă, potrivit hotărârii Comitetului Județean de Urgență numărul 94/26.07.2021. Articolul 1.4. Se aprobă majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru trimestrul 3-2021 cu suma de 2.000 lei și diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru trimestrul 4-2021 cu sumele de 2.000 lei. Articolul 1.5. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la capitolul transporturi, reparații curente pentru trimestrul 3-2021 cu suma de 1.344.000 lei și diminuarea creditelor bugetare la capitolul transportul reparații curente pentru trimestrul 4-2021 cu suma de 1.344.000 lei. Articolul 1.6. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la capitolul autorității executive, salarii de bază pentru trimestrul 3-2021 cu suma de 656.000 lei și diminuarea creditelor bugetare la capitolul autorității executive, salarii de bază pentru trimestrul 4-2021 cu suma de 656.000 lei. Articolul 1.7. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la capitolul autorității executive, alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru trimestrul 3-2021 cu suma de 100.000 lei și diminuarea creditelor bugetare la capitolul autorității executive, salarii de bază trimestrul 3-2021 cu suma de 100.000 lei. Acestea sunt amendamentele propuse de inițiator. Da, mulțumesc, domnule vicepreședinte Samuila. Da, domnul consilier Brezeșanu? Am reținut mai multe lucruri din ce a spus domnul vicepreședinte Samuila, printre care și chestiunea cu fotbalul. Aș vrea totuși să lămurim, dacă se poate, ieșirea dumneavoastră în presă acum 2-3 săptămâni, da, în care ați menționat după ședința din iunie că există o chestiune legată de insolvență. Acum, să zic ca să lămuriți un pic,
Acum vedem că în continuare vom aloca niște bani, da? Cum e situația aceasta? Ce se mai poate face? Mai putem face ceva? Nu mai putem? Da, sunt foarte multe semne de întrebare ridicate față de activitatea sportivă, odată, în general, fotbalistică, și doi, față de acest club. Și, practic, întrebarea esențială este, fotbal se va mai face cu sprijinul Consiliului Județean în Călăraș? Eu spun da. Da, spun că avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră, consilierii județeni în funcție, să continuăm activitatea de performanță la Clubul Sportiv Dunărea 2005. Modalitatea de a intra în insolvență e o modalitate de a ne salva de memorile pe care jucătorii le vor depune și ne vor bloca activitatea de funcționare de zi cu zi. Ceea ce faceți dumneavoastră astăzi, dacă aprobați această sumă de 600.000 de lei, sunt sume pentru salariile sportivilor care astăzi fac parte din lotul echipei de fotbal Dunărea 2005. Și sunt sub contract. Noi am încercat de la sumele care duceau la 100 și cu toate voturile, să spun, cu toate sumele pe care era administrativul să le era, duceam undeva la 150.000 de euro. Astăzi, maximul sumei care i-am autorizat să încheie contracte și să-și plătească administrativul, funcționarea stadionului cu tot ce înseamnă angajați, să nu depășească 60.000 de euro pe lună. Din ceea ce aprobați dumneavoastră, acum putem să facem un calcul, care ar fi suma care ar ajunge să-și plătească salariile și să plătească administrativul stadionului pentru funcționare și desfășurarea meciilor care le avem astăzi, fiind componenți ai diviziei B. Intrarea în insolvență nu schimbă cu nimic, dar intrarea în insolvență ne protejează pe noi, pentru că sunt 5 salarii astăzi, sunt 5 salarii restante și orice jucător care depune memoriu la federație vine cu hotărâre definitivă și ne execută contul. Și noi trebuie să avem o reeșalunare cu cele 5 salarii, nu avem un gând să nu ne plătim obligațiile. Ne plătim obligațiile, dar nu le putem plăti pentru că fiind 5 salarii, sunt cel puțin 3 milioane de ron care trebuie să-i avem acum. Consiliul Județean nu are acești 3 milioane de ron să plătească salariile restante. Și atunci le reeșalunăm și la anul următor și vom plăti și salariile restante și vom ajunge la zi și vom ieși din insolvență la anul, după ce avem, să spunem, situația pusă la punct cu reducerea pe care v-am spus-o mai devreme. O întrebare dură pentru unii, pentru dumneavoastră nu. Luați în calcul modificarea echipei de conducere a clubului? Da. La momentul ăsta avem, să spunem, conducerea veche. Urmează să facem o analiză și să dăm criteriile noi de performanță pentru ce înseamnă noile sume pe care le-am alocat și încadrarea în ele și un plan de insolvență pe care să fie aprobat. Mulțumesc. Da? De o echipă care să-și asume situația financiară pe care Consiliul Județean o are astăzi, nu mai are o situație financiară favorabilă. Da. Nu mai are o situație favorabilă și de aceea trebuie să intrăm în restructurare și cu echipa de fotbal Dunărea 2005. Performanțele vor continua. Nu ne-am gândit să scoatem echipa din divizia B sau să ne gândim la retrogradare. Nu. Vom continua, dar am atras mai mulți călărășeni în echipa de fotbal, încercând să promovăm antrenori călărășeni, să promovăm copiii călărășenilor în echipa de fotbal. Ne uităm spre divizia C să vedem cum îi atragem să vină să joace pentru divizia B la Dunărea Călăraș. Aici sunt înțelegeri cu primarul Milescu, cu primarul Dobre și cu primarul Aniel, care sunt, să spunem, echipe consacrate în divizia C. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, două cuvinte vreau să nu mai. Vreau să amintesc faptul că Clubul de fotbal Dunărea 2005 a fost înființat în anul 2005, de unde vine și denumirea 2005, și că în această sală sunt două persoane care au contribuit la înființarea acestui club de fotbal, și aici mă refer la domnul președinte Maria Dinulescu și la subsemnatul. Pe lângă cele două persoane a mai fost și primarul Dragu și domnul director Iorgovici Aurelian. Claudiu, pardon, cer scuze. Vreau să vă întreb, și asta vă spun
din cel care a contribuit la înființarea acestui club. Doriți să se continue cu acest club, doriți performanță la Dunărea 2005 și prin această stare de insolvență să înțeleg că ați luat măsura a se opri unele dobânzi, penalități și alte lucruri care să nu ne mai afecteze? Deci dumneavoastră ca președinte și dumneavoastră ca virgulă conducerea Consiliului Județean, doriți să mergem mai departe cu Dunărea 2005? Doriți să avem performanță? Păi cred că restructurarea pe care am propus-o prin insolvență înseamnă continuarea performanței la Dunărea Călărași. Ok, doream acest răspuns clar din partea dumneavoastră, să știe și tot Consiliul și de ce nu și eu ca persoană să mă liniștesc, pentru că și eu doresc foarte mult continuarea activității la Dunărea 2005 cu performanță. Okay. Da. Mulțumesc, domnul consilier Dumbrava. Mai sunt discuții? De guvern, avem două amendamente la proiectul de hotărâre. Da. Da. Trebuie să spunem toți. La proiectul 4. Vreau să supunem la vot, așa cum a fost citit, amendamentul domnului Samuilă și pun amendamentul domnului Pușcaș. Da? Pe rând. Stai să intrăm, să vorbim și în online. Supun la vot la proiectul numărul 4 amendamentul propus de Samuil Ion, vicepreședinte al Consiliului Județean. Cine este pentru? Se abține sau împotrivă? Cine este pentru? Abțineri? 4, 5, 6, 7, 2, 5, 7. 7 abțineri. Împotrivă? 2 voturi împotrivă. 7, 2. Împotrivă. O neparticipare a domnului Mezășanu consemnat în procesul verbal. Deci avem 17 pentru. Avem 17 pentru. 17 pentru. Deci o neparticipare. Avem 7 abțineri. Bine, dar eu zic simplu. Mai deja 16 plus 1, 17, pune pe acolo. 15, să aleși. Da. 15, 17. Da, trebuie să vedem votul domnului Chiriță. A trecut un vot. A trecut un minut, da? Da. Chiriță abținere. Avem așa. Prin vot, Tudor Emilia pentru, Amelia Giurcan împotrivă și Chiriță abținere. Deci vă rog frumos să faceți socoteala. Cu 17 voturi pentru. 3 împotrivă. 3 împotrivă. 2 neparticipări. 2 neparticipări. Și câte abține? 8. Și 8 abține. 2 neparticipări. Am spus 2 neparticipări. Proiectul de hotărâre a fost proiectul numărul 4. Amendamentul proiectului de hotărâre numărul 4 a fost aprobat. Proiectul domnului Samuel Ion, vicepreședinte al Consiliului Județean. Supun la vot cel de-al doilea amendament propus de domnul Pușcașu Ioan. Cu 16 voturi împotrivă, 11 voturi pentru, o abținere și două neparticipări la vot, amendamentul domnului Pușcașu a fost respins.